Fermierii și persoanele interesate de domeniul horticol sunt invitați la cea de-a 6-a ediție a expoziției specializate de tehnică și inovații pentru pomicultură, Ziua Fructelor, organizată de Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct. Evenimentul va avea loc pe data de 12 iulie în satul Coșernița, raionul Criuleni, și va întruni vizitatori din toate regiunile țării, dar și invitați străini. Expoziția oferă o ocazie unică de a descoperi soluții tehnice, echipamente moderne. Anul acesta vine cu noi oportunități pentru vizitatori. Venim cu noutăți importante în ceea ce privește soiurile noi de fructe care sunt solicitate pe piață. Venim cu soluții pentru o pomicultură de precizie, pentru că trebuie să economisim resursele sau să le folosim rațional și la maxim de eficiență. Venim cu soluții noi de sortare și ambalarea fructelor sâmburoase, pentru fertilizare și protecție livezilor contra bolilor dăunătorilor, pentru că noi suntem la acest capitol mai săraci în comparație cu concurența, relatează directorul executiv Moldova Fruct, Iurie Fală. Totodată, expoziția marchează un schimb intercultural autentic dintre specialiștii agricoli din mai multe țări. O să avem participanți din mai multe țări, din România, din Polonia, din Germania, din Italia, din Grecia. Noi ne preocupăm să creștem competitivitatea fructelor pe piețele externe. Noi concurăm cu fructele din Polonia, din Serbia, din Olanda, din Belgia, care au un nivel înalt de dezvoltare și noi trebuie mai rapid să ne ajustăm la aceste standarde, menționează directorul. De asemenea, specialistul încurajează participarea la eveniment a tuturor persoanelor care caută soluții eficiente și de durată pentru culturile agricole și întreținerea lor. Eu o îndemn să vină pe cei care au un business în domeniul fructelor sau cel horticol. O să găsească foarte multe răspunsuri la întrebări. Caută soluții pentru irigare, el o să găsească. Caută soluții pentru o stare de ambalare, păstrare, el acolo o să găsească. Are interes să modernizeze echipamente, el o să găsească, relevă directorul. Evenimentul este organizat de Moldova Fruct, Moldova Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, Dezvoltăm Moldova Rurală și Agenția de Investiții din Moldova. AgroTV Moldova sprijină antreprenoriatul agricol în fiecare an, este partener media al expoziției și informează despre ofertele companiilor participante.